ca o gură de oxigen. La primăria Botoșani au ajuns aproape 20 de milioane de lei, cea mai mare parte a sumei provenită dintr-o corecție financiară ce s-a întors la primărie. Primarul și aparatul de specialitate au împărțit banii pentru diferite investiții. Propunerile venite din partea unui liberal n-au fost în totalitate pe gustul socialdemocraților, care au propus modificări. Cei drept a fost schimbată destinația doar 3 milioane de lei din totalul de 20. Propunem o reducere pentru Federalul Mica Botoșani, cor de la 45.000 de lei la 0. Setul clarinet de la 42.500 la 0. Poziția de spesia autocris 38.200 la 0. Mașină de curățat infrastructură de la 236.000 de lei, 0. Set pietre curling 3 bucăți de la 114.000 la 0. Primarul a propus alocarea de fonduri pentru diferite utilaje și dotări pentru Direcția de Servicii Publice, Sport și Agrement, condusă de un director liberal, în timp ce socialdemocrații au tras forile și au venit cu amendamente pentru achiziționarea a două utilaje la Urban Serv, societate condusă de un membru PSD. Eu să-i fac investiții. Deci să-și fac investiții singuri din societate comercială. Nu să ai directori de 200-300 de milioane, nu să aibă o sumedenie de directori din toate unitățile astea care îi mai pune fără concurs, consiliul de administrație fără concurs. E o nebunie. Tot socialdemocrații au propus și achiziționarea unui autoturism la El Trans, unde un alt membru PSD a obținut recent funcția de director tehnic. De când și până când Consiliul Local din banii cetățenilor din Botoșani cumpără mașini la societățile de subordine. Am vrut chiar să mă intră, dar chiar discutăm ce avem. De când și până când, din banii botoșenilor, cumpărăm mașini la societățile din subordine, care au bugete. La El Trans, tot din aceeași categorie, fiindcă pot, a ajuns director adjunct, tânărul reprezentant al PSD-ului, domnul Buhăianu. Și dintr-o dată e nevoie de o mașină. 2012-2016, când ați deținut majoritatea și ați avut primar, ce ați făcut domnule Cosmin Andrei? Sau acum fiindcă pot? Viceprimarul Cosmin Andrei a făcut precizări și a subliniat faptul că achiziția autoturismului pentru El Trans este pentru partea de intervenții și nici de cum pentru deplasările proaspătului director. La final de ședință, majoritatea PSD a avut câștig de cauză, iar amendamentele propuse de socialdemocrați au fost aprobate cu majoritate de voturi.